Dragii mei, alături de mine la rubrica medicală, astăzi îl am pe același domn doctor Dan Lescai, binecunoscutul deja domn doctor. Domnule doctor, bună ziua! Bună ziua, bine ați revenit în spitalul nostru! Domnul doctor, astăzi aș vrea să vorbim despre un subiect destul de interesant și poate pe care mulți iubitori de animale și posesori de animale nu pun atât de mult preț, și anume vaccinarea cățelului nostru. Ce ar trebui să știm în momentul în care vrem să ne vaccinăm un cățel? Este bine că ați ales acest subiect, pentru că în decursul zilelor în care, mă rog, avem căței prezentați la vaccinare, constatăm că proprietarii sunt, din păcate, mai puțin informați decât am dorit noi cu privire la acest fenomen care presupune vaccinarea câinelui, care reprezintă până la urmă una dintre cele mai importante etape din viața câinelui, începând cu vârsta de 6 săptămâni. De ce? Pentru că prin această vaccinare, practic, în organism sunt introduse particule ale unor microorganisme care, în mod normal, determină bolile naturale la câine, dar care stimulează sistemul imunitar în a produce anticorpi fără a produce, practic, boala. Acest fenomen se numește imunizare. Această imunizare la cățelul tânăr trebuie începută încă de la vârsta de 6 săptămâni, pentru că până la acea vârstă trebuie spus că un cățel tânăr, imediat după ce este fătat, va prelua anticorpi de la mamă prin lapte, dar și din viața intrauterină prin sângele care vine de la mamă. Așadar, timp de 6 săptămâni, 5-6 săptămâni, studiile au arătat că acești căței tineri, abia fătați, sunt protejați de anticorpii transferați de la mamă pe cele două căi deja amintite. După această vârstă, trebuie spus că nu dispar în totalitate anticorpii, dar nivelul lor scade atât de mult încât cățelul nostru nu mai este protejat împotriva bolilor grave, bolilor care pot eventual chiar să ne răpească cățelul nostru de lângă noi. Și trebuie să amintim aici, pe primul loc se află parvoviroza, pe locul 2 se află maladia care, dar bineînțeles nu putem să uităm de hepatita infecțioasă, de influență, de coronaviroză sau, bineînțeles, de rabie. Față de această ultimă boală există chiar și o obligativitate legală pentru proprietarul de animal să vaccineze împotriva turbării sau rabiei în fiecare an. Așa cum spuneam, pe primul loc se află această parvoviroză, pentru care practic se realizează o imunizare unică, un singur vaccin împotriva parvovirozei se folosește la vârsta de 6 săptămâni. Nu se mai folosește niciun alt antigen sau altă boală în compoziția primului vaccin, tocmai pentru a stimula la maxim capacitatea organismului de a secreta anticorpi împotriva parvovirozei. O boală care evoluează de foarte multe ori cu vomă și cu diaree, dar există și forme supraacute care evoluează extrem de repede și care pot să afecteze inima puișorilor și să determine decesul acestora. Vaccinarea trebuie să survină cât mai devreme vis-a-vis de vârsta de 6 săptămâni. Cu cât se întârzie, cu fiecare săptămână care trece față de această vârstă, cu atât pericolul este mai mare. În afară de această primă vaccinare, care va fi urmată, bineînțeles, de alte vaccinări până în jurul vârstei a 3 luni, 3 luni și jumătate, 4 luni, cățelul nostru trebuie să fie protejat prin carantină. De ce? Acest lucru este valabil mai ales pentru țara noastră, pentru că situația epidemiologică a boilor pentru căței este foarte gravă, astfel că populația mare de câini vagabonzi sau de câini nevaccinați sunt purtători ai unor boli care pot fi foarte ușor transmise la câinele nevaccinat. La 8 săptămâni trebuie efectuat al doilea vaccin, care de obicei este un vaccin polivalent, care conține antigen sau imunizează organismul pentru mai multe boli. Da? Urmarea acestei vaccinări este că la vârsta de 10 săptămâni se mai efectuează un vaccin, deci din două în două săptămâni cățelul nostru trebuie să primească câte un vaccin. Ultimul vaccin, care de obicei este preconizat în jurul vârstei de 3 luni și jumătate, trebuie să conțină și această boală, rabia sau turbarea. În funcție de individ, în funcție de particularitățile fiecăruia, în funcție de corectitudinea cu care s-au făcut de parazitările și alimentarea cățelului tânăr, aceste vaccinuri pot să fie mai mult sau mai puțin eficiente.
pentru că nici producătorul nu confirmă faptul că aceste vaccinuri au o protecție de 100%. Adică după ce a fost vaccinat un câine, indiferent cu ce tulpină din bolile pentru care a fost vaccinat va veni în contact, nu se va îmbolnăvi. Deci, statistic vorbind, nu există o imunitate 100%. Dar cele mai multe șanse de a proteja un animal sunt prin a vaccina câinele corect și a-l feri de aceste boli în decursul vaccinării. Pentru că imediat după ce s-a efectuat un vaccin, imunitatea sau, mă rog, secreția de anticorpi maximă se produce între 14-21 de zile după acea vaccinare. De aceea spuneam, este foarte importantă carantina sau profilaxia, ferirea cățelului de întâlnirea cu alți câini, fie ei vaccinați sau nevaccinați, care ar putea să-i transmită diverse boli pentru care ar trebui să fie deja imunizat, pentru că în următoarele 2 săptămâni după primul vaccin, animalul nostru nu va fi protejat. În afară de câini, ar trebui ferit și de persoane în general, de alți oameni, adică să intre în contact doar cu stăpânul eventual. Este recomandat ca proprietarul sau cel care vizitează un cățel nevaccinat sau în curs de vaccinare să nu fi venit în contact cu un câine bolnav de la care eventual să poată să transmită cățelul nevaccinat o boală anume. Trebuie să specificăm că în afară de această parvoviroză, o altă boală foarte gravă este maladia care sau popular denumită jigodie. Această jigodie sau maladie care este produsă tot de un virus, la fel ca și parvoviroza, numai că în mare parte afectează sistemul imunitar și sistemul nervos al cățelului. Cățelul nostru, de multe ori, în cele mai multe cazuri, trebuie spus statistic vorbind, fie va rămâne debilitat dacă are șansa să supraviețuiască, dar de cele mai multe ori va sfârși tragic, pentru că odată instalată această boală nu prea există tratament pentru ea. Există anumite preparate medicamentoase cu imunoglobuline, așa cum există și pentru om, de exemplu, atunci când suntem mușcați de un câine care ar putea să fie bolnav de rabie, mergem, bineînțeles, repede la spital și ni se face așa numita serumizare. Același lucru se poate face și pentru jigorie sau maladia care la căței, însă trebuie spus că odată instalată sau demarată această boală este foarte greu de stopat, foarte greu de a limita efectele asupra organismului câinelui. Așadar, prevenția rămâne pe primul loc în a feri câinele de această boală și de efectele ei. Se fac atât de multe vaccinuri, în primul rând pentru siguranță, pentru că metodele de depistare sau de cuantificare a imunității câinelui în urma unui vaccin sunt deosebit de costisitoare și greu de realizat, atunci protocoalele stabilite presupun vaccinări consecutive la fiecare 2 săptămâni, tocmai pentru a stimula la maxim organismul să producă acești anticorpi. Orice breșă sau orice lipsă a unui vaccin din cele care sunt propuse de medicul veterinar pot duce la o slabă imunitate sau chiar lipsă de imunitate a câinului față de bolile pentru care ar trebui să fie vaccinat. În acest fel, cățelul nostru se poate îmbolnăvi și pot să vă spun că am văzut foarte multe cazuri în care proprietarii s-au prezentat la consultație cu câini care au depășit vârsta de 1 an de zile, chiar erau de vârsta adultă, dar care în decursul vieții lor nu aveau decât un vaccin sau 2 și la consultație manifestau simptomatologia specifică acestor boli foarte grave, fie parvoviroză, fie maladie care. Din păcate, în acele cazuri, protocolul de diagnostic presupune în primul și în primul rând realizarea unor analize pentru a depista dacă este vorba sau nu de acea boală infecțioasă, care în mod normal ar fi trebuit să fie cuprinsă în programul de vaccinare și să poată fi exclusă pe cât posibil în decursul protocolului de diagnostic pentru a scădea și costul consultației și a oferi cât mai multe șanse animalului respectiv. Pentru că, așa cum spuneam, odată instalate aceste boli, produc niște efecte foarte grave asupra sănătății animalului. Există o vârstă de la care putem să spunem că animalul nostru este ferit de toate aceste pericole? Multiplele studii care au fost efectuate pe astfel de animale care au fost vaccinate corect confirmă faptul că un animal care în primul an de viață a fost vaccinat așa cum propune medicul veterinar și așa cum sunt stabilite protocoalele de vaccinare
urmat în fiecare an de un rapel, la fiecare 12 luni de zile după ultimul vaccin, sunt protejați într-o proporție foarte ridicată față de orice boală care este cuprinsă în programul de vaccinare. Așadar, este dovedit științific că un protocol de vaccinare bine condus, bine realizat, va proteja animalul pe toată durata vieții față de aceste boli foarte grave. Domnule doctor, aș vrea acum să vorbim despre un alt subiect și anume ce se întâmplă cu cățelușul nostru în momentul în care, să zicem, că înghite un corp străin. Da, un subiect foarte, foarte bun și aș zice chiar la modă, pentru că în ultima vreme se constată faptul că mai ales căței tineri până într-un an de zile în efervescența jocului și în dorința proprietarului de a fi cât mai activ cățelul, de a fi cât mai aproape de familie, este angrenat în tot felul de jocuri în care probabil se aruncă diverse obiecte pentru a le aporta sau îi sunt cumpărate diverse jucării, diverse mingiuțe, care din păcate de multe ori ajung în stomacul cățelului. Și trebuie spus, nu că ar fi ceva specific, dar este mult mai des întâlnit, de exemplu la Golden Retriever, la Labrador, la Rottweiler, la Ciobănescul German, să înghită diverse astfel de obiecte. Pe de o parte, după momentul înghițirii pot fi diverse manifestări extrem de brutale în momentul în care corpul străin este probabil reținut la nivel esofagian, deci la nivelul gâtului între cavitatea bucală și stomac, dar în același timp pot să fie și efecte foarte puțin vizibile, de exemplu numai un episod de vomă sau cățelul nostru este doar un pic mai apatic, în rest corpul străin regăsit în interiorul stomacului poate nu va da niciun fel de semn atât de grav încât proprietarul să vină la medicul veterinar. Metodele de investigație pentru astfel de posibilități în care sunt ingerați diversi corpi străini, dintre toate aceste metode de investigație se desprinde endoscopia digestivă flexibilă. Ce presupune practic această endoscopie digestivă flexibilă? Presupune folosirea endoscopului, care este un aparat dotat cu o cameră de luat vederi cu o lungime variabilă între 1 metru, 1 metru și 40, care oferă posibilitatea medicului examinator, medicului veterinar să observe modificările sau prezența corpului străin de la nivel esofagian și gastric, doar cu ajutorul unei anestezii, fără să se realizeze practic intervenție chirurgicală de deschiderea cavității abdominale, de deschiderea stomacului și așa mai departe, lucruri care sunt practic apanajul unei chirurgii digestive, dar care vin și cu o serie de dezavantaje, perioada de recuperare, pericolul de infecție și așa mai departe. Și bineînțeles că această endoscopie, odată introdusă în mănunchiul de tehnici de examinare, poate să aducă informații extrem de valoroase la foarte scurt timp după ce s-a produs eventualul incident, astfel încât medicul poate să intervină foarte repede și, din păcate, pot să menționez faptul că am avut și cazuri în care există căței care au rămas în esofag sau au avut deasupra inimii, la nivelul esofagului, o bucată de os reținută acolo timp de 2 luni de zile. Deci, acest lucru este extrem de grav, e probabil să se fi rezolvat această problemă chiar și cu o singură radiografie care ar fi pus în evidență acest corp străin, însă endoscopia a putut să pună în evidență și leziunile care s-au produs la nivelul esofagului, penetrări, deșirări de mucoasă și așa mai departe, lucruri care au trebuit să fie, mă rog, tratate în mod corespunzător. Există o altă serie de corpi străini, în afară de aceste oase, fragmente de oase, mingiuțe sau diverse fragmente de plastic, există și corpul străin liniar, cel care odată ingerat se insinuează practic pe ansele intestinale, rămâne fix la unul dintre capete, celălalt capăt urmând practic traseul peristaltismului intestinal. Ce este foarte grav este că acest corp străin liniar, cum există documentat foarte bine, ciorapii de damă din nylon sunt un corp străin foarte des ingerat de către căței noștri. De ce? N-aș putea să spun, dar reprezintă o atracție pentru ei. Însă, din păcate, acești corpi străini produc niște leziuni foarte grave, până la penetrarea peretelui intestinal, până la invaginații. Invaginația reprezintă, practic,
înfășurarea intestinului pe sine însuși. Din păcate, intervenția reparatorie este doar chirurgicală în aceste cazuri și de cele mai multe ori este bine fie să prevenim, cel mai bine ar fi să prevenim, dar putem să punem un diagnostic rapid, așa cum spuneam, prin această endoscopie, în cazul în care acești corpi străini rămân reținuți măcar parțial la nivel de stomac, la nivel gastric. Și trebuie spus că în acest moment în România există specialiști și există aparatură specializată pentru astfel de intervenții, așa că de cele mai multe ori proprietarii de căței foarte jucăuși, de un schnauzer pitic, de un West Highland Terrier sau așa cum spuneam de Labrador sau de Golden Retriever, care de cele mai multe ori se joacă în mod insistent cu diverse obiecte din casă și le pot înghiți, pot să apeleze la medicul veterinar pentru astfel de investigații. Domnule doctor, eu vă mulțumesc din nou pentru prezența în emisiune și de această dată ne-ați dat foarte multe sfaturi și foarte multe informații utile. O deosebită plăcere, pentru că știu că aceste sfaturi sunt vizionate de proprietarii de animale și sper să le folosească și orice fel de întrebare sau problemă au în legătură cu animalul lor să meargă la medicul veterinar, pentru că pot să obțină cele mai bune informații.